Da, normal că e gata. Când dorește procurorul, doamnă, acum că avem expertiză. Am înțeles. Cu televizorul, da. Dați-vă demisia! Da, nu știam cine. Cine sunt oamenii? Veți face și de Procurorul. Victor Ponta, doamnelor și domnilor, a ajuns în urmă cu foarte puțin timp la sediul Direcției Naționale Anticorupție pentru noi audieri, pentru un nou termen. A fost chemat acolo de procurorul de caz. Vorbeam ceva mai devreme despre o expertiză financiară contabilă care este gata, după cum spunea Victor Ponta. Gabriela Mihai este la DNA și ne aduce date suplimentare. Gabriela, ești în direct. După cum ați văzut, premierul Victor Ponta tocmai a ajuns la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Nu a făcut foarte multe declarații. A spus însă că expertiza s-a finalizat, expertiza financiar-contabilă pe care au cerut-o procurorii cu puțin timp în urmă. De altfel, știm că ultima oară când a fost aici la sediul Direcției Naționale Anticorupție a spus că va reveni în luna august, atunci când va fi finalizată expertiza financiar-contabilă și va lua la cunoștință și rezultatul. Întrebarea a fost a jurnaliștilor către premierul Victor Ponta dacă s-a finalizat această expertiză, iar acesta a spus că da. Nu a spus însă dacă va da și declarații astăzi în fața procurorilor anticorupție, însă a spus că dacă îi se va cere acest lucru, a fost de fapt un răspuns la întrebarea jurnaliștilor, dacă îi se va cere să facă și declarații, va face și acest lucru. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu exactitate. Vom vedea în momentul în care premierul Victor Ponta va ieși din sediul Direcției Naționale Anticorupție și dacă a făcut declarații în fața procurorilor sau doar a venit ca să îi se aducă la cunoștință rezultatul expertizei financiar-contabile. Mulțumesc foarte mult, Gabriela Mihai, pentru intervenția ta.